să trăim. Ne-ai chemat să te slujim, înnoiți de-al tău cuvânt, în purtare și în gând. Ne-ai iertat orice păcat, dragostea ta.
Frați și surori, dragi prieteni, vă spunem un bun venit aici în locația Bisericii Pentecostale Betania din pădurea Vladimirescu și spunem din toată inima pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iată în această seară frumoasă de vară, suntem aici în mijlocul naturii și nu dorim altceva decât să ne închinăm înaintea Creatorului, înaintea Celui care a creat cele văzute și nevăzute. Dacă aseară am avut parte de momente binecuvântate, tragem nădejde că și în această seară Dumnezeu își va face simțită prezența în mijlocul nostru. De aceea haideți să spunem cu toții, slăvit să fie Domnul! Vă invit să vă ridicați. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, de sprijinul lui Dumnezeu, de aceea haideți să plecăm capetele și voi rosti o rugăciune. Tatăl nostru care ești în cerul, în această seară ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim din toată inima pentru încă o zi de viață. Mulțumim că dinți de dimineață Ți-a reînnoit bunătatea și dragostea față de fiecare dintre noi. Mulțumim, Doamne, că ne-ai înconjurat cu dragostea Ta și astăzi la fiecare pas. Am văzut bunătatea Ta peste noi și peste viețile noastre. Suntem recunoscători, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru noi. Îți mulțumim așa de mult că în această seară suntem aici, Doamne, în locul acesta minunat și vrem să ne închinăm înaintea Ta. Da, Tu ești Dumnezeul nostru care meriți toată lauda, toată slava, toată cinstea, gloria și onoarea. De aceea, în această seară, împreună cu toți cei prezenți, Doamne, cerem binecuvântarea Ta peste locul acesta. Am vrea să primești cântarea de laudă, Doamne, și prin cântarea de laudă vrea să atingi inimile noastre. Am vrea, Doamne, să stăm de vorbă cu Tine prin rugăciune și să asculți rugăciunea fiecăruia dintre noi. Și vrem, Doamne, și în această seară vocea Ta să se audă în locul acesta. De aceea Te rugăm așa de mult prin mesajul Evangheliei, vorbește-ne fiecăruia dintre noi. Te rugăm să-L binecuvintezi pe fratele Bogdan în predicarea Evangheliei. Îmbracă-L cu putere de sus, dă-i o călăuzire specială în seara aceasta și, Doamne, cuvântul lui am vrea să fie cuvântul Tău din cer, un cuvânt care să fie potrivit pentru nevoia fiecăruia dintre noi. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ascultat și Te rugăm din toată inima, binecuvintează seara aceasta, fă simțită prezența și plecând din locul acesta cu adevărat, Doamne, să putem fi fiecare dintre noi recunoscători că am venit aici și aici ne-am întâlnit cu Tine. Mulțumesc că m-ai ascultat pentru că m-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să vă reașezați. Urmează acum împreună cu grupul de laudă și închinarea al Bisericii Betania să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, vă îndemnăm să ne deschidem inimile din toată inima să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, apoi vom face și o rugăciune, vom sta de vorbă cu Dumnezeu, iar mai apoi va fi un moment special în care Dumnezeu, prin mesajul Evangheliei, vrea să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Vedeți, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi avem probleme, ne confruntăm cu diverse situații în viața noastră. Dar vreau să vă spun în seara aceasta că există cineva care ne poate ajuta. Eu nu vă pot ajuta, frații păstori nu vă pot ajuta decât într-o mică măsură. Dar este cineva care ne poate ajuta pe fiecare dintre noi, indiferent de problema pe care o avem. Și acela e Dumnezeu din cer. De aceea și în seara aceasta sunt convins că Dumnezeu, prin mesajul Evangheliei, are un cuvânt special pentru noi. Pentru că da, o spunem încă o dată tare, o spunem din toată inima, Dumnezeu este soluția pentru toate nevoile noastre, slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne deschidem inima și cu multă bucurie să ne închinăm înaintea Domnului. Cerul,
să ajung acolo. Cerut să fiu pe veci în el, cerut ce fericire, în curând vom fi cu La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, spunea Ioan în Evanghelie. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Nimic din tot ceea ce vedem, nimic din ceea ce suntem, nici eu, nici tu nu am fost făcuți fără El. Slăvit să-i fie numele. Trăim vremuri în care Dumnezeu este dat la o parte. Vremuri în care copiilor ni se vorbește în școli despre evoluționism. Prin toate sursele care le are lumea, încearcă să ne vorbească despre faptul că nu există Dumnezeu. Cu toată știința omului, oamenii de știință au ajuns la concluzia totuși că omul, în splendoarea lui și în felul în care funcționează organismul, nu a putut fi făcut la întâmplare, prin accident, ci o mână supraomenească a contribuit. Cu toată știința, omul a ajuns să cutreiere universul acesta. Și vreau să vă spun că au reușit cu telescoapele acestea super performante să vadă până la 10 miliarde de ani lumină. Și cu toate acestea, n-au reușit să vadă mai mult decât 1%. Ne putem imagina ce înseamnă asta? Despre ce creație vorbim și despre ce creator? Yuri Gagarin a fost un astronaut și ni s-a vorbit despre el. Și ni s-a spus că atunci când s-a întors dintr-o misiune, a spus că nu l-a întâlnit pe Dumnezeu în cosmos. Însă se pare că nu acestea au fost adevăratele cuvinte la lui Gagarin. A fost o propagandă a comuniștilor. Yuri Gagarin a vorbit în felul acesta și a spus: dacă omul nu-L întâlnește pe Dumnezeu pe pământ, nu-L va întâlni nici în cosmos. Dumnezeu, din măreția Lui, a hotărât la un moment dat să-L trimită pe Fiul Său pe pământ.
să putem fi salvați, să pot fi salvat eu, să pot fi salvat tu. Spuneam despre lume și despre felul în care suntem oarecum manipulați. Parcă zi de zi suntem distrași spre îngrijorări, prin mass media. Știrile nu ne arată altceva decât calamități și probleme. Și parcă suntem tot mai apăsați. Însă vreau să vă spun un lucru. Dincolo de cer, dincolo de mare, dincolo de tot ce există sub soare, există speranță. Există Dumnezeu. El e creatorul sufletului meu. Slăvit să-i fie numele. Haideți să cântăm împreună. Și natura
împăratul David spunea, ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Ce mare Dumnezeu avem, nu-i așa? Vreau să-ți spun în această seară că atunci când îl chem pe Domnul, El te ascultă. Indiferent cine ai fi, indiferent unde ai fi, indiferent unde ai fi pe scara socială, atunci când îl chem pe Domnul, El te ascultă. Lăudați să fie El. Dacă am putea face liniște de plină în seara aceasta, cu siguranță am auzit sute, dacă nu mii de păsări. Am auzit natura. Și natura aceasta nu face altceva decât să-L slăvească pe Dumnezeu. Aș vrea să facem și noi în seara aceasta. Aș vrea să facem o rugăciune în care să-L lăudăm și să-L binecuvântăm. Dacă ai putut în dimineața acestei zile să te ridici în picioare, nu a fost pentru că ai făcut-o ceva, ci pentru că Dumnezeu ți-a dat sănătate. Dumnezeu ți-a pus putere în oase. Tot ce avem și tot ceea ce suntem este meritul Lui. Slăvit să fie El. Haideți să ne ridicăm cu toții pe picioare. Aș vrea ca în această rugăciune, în mod deosebit, să-L chemăm pe Dumnezeu. Poate ești în această seară pentru prima dată cu biserica noastră sau cu orice altă biserică de genul acesta. Poate spui, eu nu știu să mă rog. Vreau să spun că dacă eu mă rog în acest moment, cu siguranță pe planeta aceasta mai sunt o grămadă care se roagă împreună cu mine. Dumnezeu este mare și ne ascultă pe fiecare în parte. Lăudați să fie numele. Acolo unde ești, cheamă-L pe Dumnezeu. Nu știu problemele cu care te confrunți. Poate ai numai bucurii. Pentru asta slăvește-L pe Dumnezeu și cheamă-L pe Dumnezeu în viața ta. Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să ne rugăm. Înainte de a vă invita să ocupați locurile, vreau să facem un lucru. Iar dacă suntem răsfirați, haideți să ne întoarcem în stânga, în dreapta, în față, în spate, să ne salutăm. Spuneți-vă fiecare celuilalt câte o binecuvântare. Vă rog să ocupați locurile. Yeah.
este mare. Cuvântul Domnului va tăinui totul în lume de-a trece și dispare. Dumnezeu întregi va domni. Se duce avuția repede ca gândul, se duce bogăția ca gândul. Mai iute ca săgeata, anii au scurat, dar Dumnezeu rămâne neschimbat. Puterea lui Dumnezeu este peste noi tu mâna
Atinge-ne din nou. Dacă ne gândim foarte atent, dacă facem liniște în sufletul nostru, realizăm că, de fapt, asta este atingerea de care avem nevoie. Atingerea lui Dumnezeu. Am căutat soluții, cu siguranță, fiecare dintre noi, în momentele mai tulburătoare ale vieților noastre, în așa de multe locuri. Uneori a fost o soluție bună, cea pe care am găsit-o, dar doar temporară. Noi toți oamenii, indiferent de cum ne cheamă, indiferent de unde venim, noi de fapt toți avem nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Și prezența dumneavoastră aici, prezența noastră a tuturor aici, este un strigăt către Dumnezeu. Doamne, am vrea să ne atingi. Doamne, ne rugăm să ne atingi. Când Dumnezeu atinge o viață, când Dumnezeu atinge un om, viața omului acelui se schimbă total. Când Dumnezeu atinge un trup, trupul se poate vindeca. Când Dumnezeu atinge un suflet, sufletul acela se ridică, se înalță înspre Dumnezeu. Doamne, avem nevoie de atingerea Ta. Când ne atinge Dumnezeu, căpătăm liniștea de care avem nevoie. Când ne atinge Dumnezeu, căpătăm speranța care ne poate face să mergem mai departe. Când ne atinge Dumnezeu, căpătăm credința care ne leagă de cer și care ne face să vedem că, de fapt, viața noastră este mai mult decât acum și aici. Doamne, avem nevoie de atingerea Ta. Doamne, atinge-ne din nou. Am cântat împreună cu echipa de închinare a bisericii, spunem din toată inima, Domnul să-i binecuvinteze. Și eu cred că prin cântarea de laudă, Domnul deja a atins inima noastră. În clipele care urmează, vom căuta în continuare această atingere a lui Dumnezeu, tot prin închinare. Ne vom închina ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să-L primim din toată inima, să-L primim cu inima și cu mintea deschisă, căutând pe Dumnezeu, Cel care ne poate atinge pe fiecare dintre noi. Împreună cu noi, în seara aceasta, este fratele păstor Bogdan Șulerii. Spunem din toată inima, Domnul să-l binecuvinteze, Domnul să-l însoțească și Domnul, prin cuvântul Evangheliei, să ne vorbească fiecăruia dintre noi, pentru că avem disperat de atingerea lui Dumnezeu.
Vă chem acum să stăm în picioare pentru citirea Evangheliei. Îl chem pe fratele Bogdan aici împreună cu mine. Însoțim citirea Evangheliei cu rugăciunea inimii noastre ca Domnul să ne vorbească și să atingă inima noastră și fie ca Domnul așa să facă. Amin. Dragii mei, vă invit cu tot respectul să deschideți Sfânta Scriptură, cei care o aveți la dumneavoastră. În această după-amiază o să vă citesc câteva versete din Luca, capitolul 15, de la versetul 11. O să citesc o pildă, o povestioară pe care Domnul nostru Iisus Hristos a lăsat-o scrisă în Sfânta Scriptură cu mii de ani în urmă. Luca, capitolul 15, de la versetul 11, cuvânt al Domnului. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din el a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogarele lui să-i păzească porci. Mult și-ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, cât țărgați ai tatălui meu au beșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să fiu chemat fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dați-mi voie să vă salut și să rostesc și eu peste dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. M-am gândit, m-am rugat la ce o să vă predic în această seară. Și în momentul în care veneam spre dumneavoastră, mi-am adus aminte de o experiență pe care am petrecut-o cu ceva timp în urmă. O tabără de tineret, la un moment dat, am voie să vă spun și mărturile pe care o să vi le spun astăzi, am permisiunea din partea cărora le-am, sau care, cei care le-au experimentat, mi-au permis să vă relatez aceste experiențe. O venit la mine o tânără de 27 de ani și a zis, Bogdan, toată tabăra asta e predicat de dragostea lui Dumnezeu. De când am venit în tabără, din prima zi, tot ai vorbit despre un Dumnezeu al dragostei. O zici, știi ce mă deranjează? Mă deranjează că tinerii ăștia care au organizat tabăra, au scris acolo sus, Dumnezeu este dragoste. O zici, tu crezi asta? Am zis, da. Și o zici, bun, uite, dacă tu crezi asta, te rog, explică-mă un lucru. Vreau în seara asta să stăm ca doi oameni, să apelăm la logică, să apelăm la mințile noastre. Amândoi suntem doi oameni citav, spunea fata asta. Te rog, explică-mi ceva. Și-o zis, eu am anii pe care i-am acum, dar vreau să spun ceva, la 12 ani, mama mea mă lua de mână și mă ducea la bunicii mei. Și la bunicii mei, mama mea avea un frate acolo care nu avea nicio treabă cu Dumnezeu, nu avea nicio treabă cu realitatea. Era un om care era mânat de băutură. Și unchiul meu, spunea fata asta, de la vârsta de 12 ani până la 16 ani, în toate verile în care mama mă ducea pe mine acolo, în orașul respectiv, în satul respectiv, mă lua de mână și spunea în felul următor, vino cu mine. Și-a zis, Bogdan, omul acesta mi-a stricat copilăria. Și-a zis, omul acesta de la 12 ani m-a batjocorit în fiecare vară. A început să plângă și-a zis, Bogdan, spune-mi, te rog frumos, ăsta-i Dumnezeu pe care tu îl predici? Te rog frumos să-mi spui unde-i vina mea, au zis.
Te rog frumos să-mi explici, că eu nu înțeleg. Am avut 12 ani, spune-mi cu ce am greșit înaintea unui Dumnezeu despre care tu predici că-i dragoste. Spune-mi, te rog frumos, unde-i vina mea? Și m-am uitat la ea și am zis, te rog frumos, lasă-mă să-ți prezint dragostea lui Dumnezeu. Oameni buni, în seara asta vreau să vă vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Vreau să vă arăt un fiu, vreau să vă arăt un tată, vreau să vă arăt o dragoste a lui Dumnezeu care e revărsată peste fiecare dintre noi. Una dintre problemele noastre, știți care e? Că nu știm să vedem dragostea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă dau încă un exemplu practic ca să înțelegeți. L-am citit și așa de mult mi-a plăcut. Am citit despre Moody și majoritatea dintre voi ați auzit. Și Moody la un moment dat a venit să predice Evanghelia în Anglia și niște preoți anglicani s-au luat de Moody și au zis, domnul Moody, era undeva într-o încăpere, au zis, vă rog frumos să-mi explicați de ce când predicați dumneavoastră Evanghelia se întâmplă ceva deosebit din momentul în care noi predicăm Evanghelia, nu se întâmplă același lucru. Zis, domnul Moody, s-a uitat unul dintre preoții anglicani și au zis, aș vrea să spun, uite-te, noi avem școală de teologie. Noi toți am terminat facultatea de teologie și nu numai că am terminat facultatea, au zis, noi nici măcar nu ne bâlbâim, noi nici nu avem probleme cu dicția. Tu vezi ce corect vorbim. Tu n-ai nici școală de teologie și nici măcar nu poți să formulezi câteodată așa o propoziție de la cap la coadă că te mai stâlcești în cuvinte. Și Moody s-a uitat la ei și a zis, îmi dați voie să vă arăt ceva. Au zis, vă rog frumos să veniți și să vă uitați pe geamul ăsta și să-mi spuneți ce vedeți. Și am citit eu că a venit primul preot anglican, s-a uitat pe geam, era un parc în spate, eu zis, văd un parc, copii, nu mai știu ce au zis, topogane. Și s-a uitat Moody la al doilea preot anglican și a zis, vă rog frumos, nu veniți și dumneavoastră. Și a venit și al doilea și și-a dat seama că e ceva. Și a zis, măi, văd topogane, văd copii, văd mămici cu copii de mână, văd și niște pomi. Și a zis Moody, la al treilea preot anglican, vă rog, veniți și dumneavoastră. Și a venit și al treilea și s-a uitat acolo peste geam și a zis, domnul Moody, eu văd copii, eu văd topogane, eu văd niște oameni care se plimbă, eu văd niște bănci, domnul Moody, eu văd și cerul și norii. Și când s-a întors, Moody plângea. Și a zis, știți ce văd eu când mă uit pe geamul ăsta? Văd niște oameni care merg spre iad. Și din pricina asta predic în felul ăsta. Din pricina asta vorbesc cu atâta pasiune în predicile mele, au zis Moody. Din pricina asta Dumnezeu însoțește cuvântul meu cu semne și minuni. Pentru că, oameni buni, în seara asta vreau să vă arăt dragostea lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun ceva de la început. E foarte important cum privim dragostea asta lui Dumnezeu. Pentru că majoritatea dintre noi, ascultați-mă cu atenție, în seara asta ne-am lăsat, dacă vreți așa, pe mâna diavolului, ca diavolul să ne pună niște ochelari și să dăm vina pe Dumnezeu pentru toate lucrurile grele. Câți oameni n-auziți în fiecare zi vorbind și spunându-ți așa, dar dacă Dumnezeu e bun, de ce-i cancer? Dar dacă Dumnezeu e bun, de ce-i război în Ucraina? De ce mor atâția copii? De ce sunt atâtea probleme în lumea asta? De ce sunt copii bolnavi de leucemie? De ce mor copii de 3, de 4 ani dacă noi avem un Dumnezeu bun? Știți ce vreau să vă spun în seara asta? Numai diavolul face pe om să vadă în felul acesta. Pentru că, scumpii mei, din cauza păcatului care există în lume, din cauza mârșăvilor pe care diavolul le face peste pământul acesta, pentru că are putere și stăpânire peste el, se întâmplă lucrurile. Pentru război devine diavolul. Pentru că în momentul în care doi oameni se atâță, ascultați-mă, doi oameni se ceartă, nu Dumnezeu-i mână acolo. Dar știți ce-a făcut diavolul? O luat ochelarii și ne-a pus ochelarii și a zis, dați vina pe Dumnezeu, dați vina pe Dumnezeu pentru bol, dați vina pe Dumnezeu pentru calamități, dați vina pe Dumnezeu pentru toate lucrurile astea rele. Și de fapt ele pot fi doar consecințe ale păcatului sau acțiunea diavolului. În seara asta am o rugăminte la Dumnezeu. Eu nu vă pot convinge pe niciunul dintre dumneavoastră. Eu nu vă pot face să credeți ce spun eu. Eu sunt un simplu martur în seara asta care vă spun ce citesc, ce trăiesc, ce știu și ce experiență am cu Dumnezeu. Singurul care vă poate convinge e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mă rog în seara asta să fie cu folos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne conștientizeze că suntem păcătoși și avem nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Oamenii se întreabă. A fost săptămânile trecute în Ucraina, vă spun, a fost una dintre cele mai grele experiențe pe care eu le-am avut.
Am întrebat-o pe fată de 16 ani, am zis, cum e să fii cea mai mare? Erau 6 copii, ea era a 7-a. Și am zis, cum e să fii cea mai mare în familie? Avea 16 ani. Și a început să plângă și a zis, frate Bogdan, rolul meu în casă e când începe sirena să sune, să-mi iau frățiorii mai mici și să fug să dorm undeva jos, în subsol, undeva pe o pătură. Aș vrea să vedeți ceva și vă citesc un verset foarte important. Versetul 20 spune Biblia în felul următor și ascultați acum, când era încă departe tatăl său și fiți atenți, l-a văzut. Vreau să vă vorbesc în prima parte a predicii mele despre dragostea generală a lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu iubește omul și puteți spune amin. Dumnezeu scrie în Scriptură, Dumnezeu face să răsară soarele ăsta minunat. Se spunea că Dumnezeu ne-a dat viață, ne-am trezit din pat, oameni buni, am mers pe picioarele noastre, avem minte, putem judeca, putem să mergem, să muncim, putem să agonisim bani, am construit case, ne-am cumpărat mașini și toate astea au fost cu ajutorul lui Dumnezeu. De ce? Dumnezeu iubește omul, slăvit să fie Domnul! Spune Biblia, pe când era el încă departe, Dumnezeu l-a văzut. Atunci când spui în inima ta, dar pe mine mă vede cineva, dar îi pasă cuiva de mine, ascultă-mă, oricât ești de departe, dragostea lui Dumnezeu te vede și te caută în seara asta. Oricine ești, mai mic, mai mare, mai tânăr, mai bătrân, Dumnezeu din depărtare se uită, te vede și Biblia spune că te iubește. Vedeți? Una dintre marile probleme a generației noastre pe care eu le văd e că omul nu se mai simte iubit. Frate Bogdan, am nevoie de dragoste. Am pus între 400 de tineri într-o tabără de tineret în săptămâna asta. L-am întrebat pe frate, cât sunteți aici? O zis, înscriși 400, nu știu, mai veni mai mulți. I-am pus să ridice mâna pe tinerii care nu se simt iubiți de părinții lor. Știți cât au ridicat? 99,9% au fost cu mine pe sus. Azi, Doamne ferește! Pentru că omul nu se mai simte iubit. Pentru că omul nu se simte apreciat, pentru că omul a fost creat ca să primească iubire și nu mai primim. Trăim într-o lume aglomerată, trăim într-o lume în care ne facem așa de puțin timp unii de alții, uităm să ne sunăm, ne căutăm numai când avem probleme și ne gândim de multe ori, oameni buni, eu m-am gândit. Sau câteodată și mă uit, vă spun, am avut momente în viața mea când am luat telefonul, am 4.000 de numere aproximativ de telefon, de contact în telefonul meu. Și au fost momente în viața mea când am simțit o singurătate de parcă n-am simțit-o niciodată și am zis, unde-i Dumnezeu acum? Vă spun eu, Dumnezeu privește la noi de departe, slavă și glorie în numele Său. Dar nu numai că te vede, nu numai că te iubește, Biblia mai spune ceva ce vreau să spun în seara asta, zice că l-a văzut de departe și ascultați acum, i s-a făcut milă de el. Frate Bogdan, dar unde vezi tu mila lui Dumnezeu? Că noi trăim parcă numai în durere. Știu. Azi dimineață veneam de la Oradea și am primit un telefon de la cineva de la Iași și am cerut voie. Sunt omule mai fascinat, ce poți să-mi spui? O zis, frate Bogdan, urlu și zbier pe holurile spitalului din Iași. Pruncul meu de 3 ani, leucemie. Aștept să moară. O zis, nevasta mea are un pic și o duc la spitalul de psihiatrie. O zis, noi nu suntem credincioși, te urmărim pe rețelele de socializare, dar vreau să te întreb ceva, oare lui Dumnezeu îi pasă de noi? Și am spus, omule, ascultă-mă bine, cum este milă lui Dumnezeu de om, nu este nimănui. Noi ca și oameni, hai să fim sinceri, oameni buni, vă spun un lucru, nu e așa că noi ne uităm și ne raportăm unii la alții în funcție de cine suntem? Cu ce mașină umbli? Câți bani are taică tu și maică ta? Cine ești? Și te bagă omul în seamă în funcție de cine ești, în funcție de bani, în funcție de câte avere ai, în funcție de cine e mama și tata, ce școală ai. Și noi ne uităm unii la alții și ne raportăm unii la alții în funcție de cine suntem. Vreau să vă spun ceva în seara asta. Oameni buni, cu toată responsabilitatea, singurul care este milă cu adevărat, are un singur nume în seara asta și numele lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu în seara asta are milă de tine. Vreau să înțelegi că există o milă generală pe care Dumnezeu o revarsă peste omenire și dați-mi voie să rostesc încă o dată, slăvit să fie Domnul pentru asta. Vedeți? Dați-mi voie, uite, mă gândesc acum, eu sunt omul mai practic, așa, în predicile mele. Dați-mi voie să împărtășesc o experiență care nu mă avantajează. Dar am greșit și eu.
Cam am uitat și eu cu ochii ăștia și m-am raportat și am zis, bă, cine-i? Ai, și am zis să trăiți, am ridicat. Și-a venit altcineva și am zis, cine-i? Și-a zis, păi, e cineva neînsemnat. Și am dat nimeni, am zis, nu, lasă-mă, că să-și facă alții timp. Eram la evangelizare undeva la un cort. Și cum stați dumneavoastră undeva așa în primele bănci, era o femeie de 30 de ani care nu m-a se mișcat, toată predica mea s-a foit. Acum cei care mai vorbiți din cuvânt, știți ce greu e să te concentrezi când e gălăgie, când îți tot felul de chestii în jur care îți distrag atenția. Trebuie, ai tu firul în cap, trebuie să te concentrezi acolo, nu? Trebuie să fii atent la ceea ce spui. Și mă gândeam la femeia, zic, bă, am văzut-o că nu-i credincioasă. Am zis, bă, dar cine a pus-o, mă gândeam în mintea mea, să vină și asta la evanghelizare, dacă nu poate sta 40 de minute liniștit. Așa m-am gândit eu. S-a terminat predica, oameni buni, ascultați-mă, și m-am pus aici, m-am dus în spate cu fratele păstorul, cânta grupul, o cântare, și până să plecăm de pe scenă, a venit femeia la mine. Și a zis, domnul Bogdan, vreau să vorbesc ceva cu tine, mă poți acorda 2 minute? Și am zis în mintea mea felul următor, am zis, zi, ca pe după aia zic eu. Și a zis, frate Bogdan, eu sunt de aici, din comuna în care ați predicat Evanghelia. Am 30 de ani, am 2 copii și sunt căsătorită cu cel mai rău om din sat. Zis, frate Bogdan, de 3 luni de zile vin la biserică, puteți întreba slujitorii bisericii din loc. Numai că soțul meu are un tribut pe care îl cere în momentul în care eu îi cer să mă lase să merg la biserică. De fiecare dată când vin la biserică, zice așa, soțul meu mă bate. O zis, ca să vină astăzi la evanghelizare, când au zis că merg la evanghelizare, o pus mâna pe un lemn care era la sobă și atât am obătut, o zis, frate Bogdan, și-o deschea mâneci și-o zis, toată zvânătă. O zis, vreau un singur lucru, nu-ți cer nimic, te rog, fă cu mine o rugăciune, să nu-mi pierd credința. Eu m-am îndrăgostit de Dumnezeu, eu am simțit dragostea lui Dumnezeu și vreau să merg mai departe, te rog, fă o rugăciune cu mine. Oameni buni, am lăsat capul în jos și am zis, Bogdane, cum poți gândi în felul ăsta? Pentru că ne raportăm unii la alții în funcție de cine suntem. Nu-i așa, oameni buni? În seara asta, ascultați-mă ce vă spun, cel care are cu adevărat milă de noi este unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În seara asta vreau să înțelegi că există o milă generală pe care Dumnezeu vrea să o reverse peste toți oamenii. Dar acum să pun eu o întrebare, bine Bogdan, dar dacă Dumnezeu revarsă milă, cum se vede mila lui Dumnezeu? Dar arată-mi eu practic mila lui Dumnezeu. Tu vorbești de dragostea lui Dumnezeu, vorbești de mila lui Dumnezeu. Cum? Dați-mi voie să vă citesc versetul mai departe. E fascinant versetul acesta. L-a văzut, i s-a făcut milă de el. Și pentru că Dumnezeu are milă de el, spune Biblia așa, a alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Dar frate Bogdan, dar cum a alergat Dumnezeu la noi? Dar cum poți să ne spui în seara asta că Dumnezeu a alergat? Da, oameni buni, vreau să vă spun un verset pe care noi îl predicăm de fiecare dată la evanghelizare. Vreau să vă spun un verset pe care noi îl numim versetul de aur. Și Biblia vine și spune în felul următor, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurului său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Știi cum arată Dumnezeu mila lui? Prin faptul că într-o zi o alergat din cerul lui, o coborât din cerul lui pentru mine și pentru tine. Într-o zi, oameni buni, o stat Dumnezeu atârnat cu brațele despicate pe crucea de la Golgota, pentru că Dumnezeu a alergat spre omenire. Gândiți-vă la ceea ce vă spun, Dumnezeu în cerul lui are tot ce-i trebuie. Gândiți-vă, vă rog frumos, că are îngeri care cântă. Dați-mi voie să-mi permit în seara asta să vă spun ceva. Nu cred că există cineva care cântă mai frumos decât îngerii, miliardele de îngeri pe care Dumnezeu le are. Nu cred asta, oricine ce-ar zice. Are bătrâni care se închină non-stop înaintea lui, spune Biblia. Își aruncă coroanele înaintea lui. Are făpturi vii care strigă în felul următor, oameni buni, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Noi nu facem asta. Nici tu, nici eu. Noi nu facem asta. Știi ce vreau să spun? Deși are Dumnezeu tot ce vrea în cerul lui, oameni buni, o ales să coboare jos. De ce? Pentru că prin asta dovedește că a avut milă de mine și de tine și de lumea întreagă. Dar vă spun unde e problema. Gândiți-vă, vă rog frumos, la omul acesta, la pruncul ăsta. Gândiți-vă la el. Acum, știți ce putea să zică pruncul ăsta? Tată, dar mie nu-mi convine cum m-ai luat în brațe. Dar mie nu-mi convine. Eu sunt bărbat în toată regulă. Ce te-a pus tu să mă săruți mult?
Dar de ce a alergat tu și m-ai prins așa? Dar nu puteai numai să mă strigi. Dar uite, ne facem de rușine. Dar nu ne convine. Putea să zică omul ăsta așa. Putea să zică tânărul ăsta. Putea să zică. Știți care e problema generației noastre? Știți care e problema oamenilor care nu vor să vadă dragostea lui Dumnezeu? Că îi pun condiții lui Dumnezeu, cum Dumnezeu să lucreze, cum Dumnezeu să iubească, cum Dumnezeu să facă lucrurile. Oameni buni, Dumnezeu are o lege, Dumnezeu are regulile Lui, Dumnezeu are dreptatea Lui, ascultați-mă ce vă spun în seara asta, peste care nu calcă, El a făcut totul perfect. Și dacă vrei să guși din dragostea Lui, trebuie să te aliniezi la legile Lui. Legile Lui sunt perfecte. Vă pun o întrebare, că acum aici sunteți oameni care încă mai știți câte una alta despre Evanghelie. Spune Biblia că Dumnezeu iubește omul și iubește lumea. Vă întreb ceva, dacă Dumnezeu iubește lumea, dacă Dumnezeu iubește, așa zice Biblia, fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea. Dacă Dumnezeu iubește omul, vă întreb ceva. Omul care nu va crede în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, Dumnezeu, de dragul Lui, de dragostea care îl poartă, îl va băga în cer? Îl va duce în cer? Spuneți voi, vă rog. Nu. De ce? Că Dumnezeu nu e doar dragoste, e și dreptate. Și nu va călca Dumnezeu peste dreptatea Lui din pricina dragostei. Oameni buni, ascultați-mă, una dintre cele mai mari probleme ale oamenilor care nu vor să se întâlnească cu Hristos e pentru că nu-i convine felul în care Dumnezeu a lucrat. Gândiți-vă, vă rog, în Marcu, capitolul 17, într-o zi se duce un tânăr la Hristos. Și spune, Doamne, eu sunt un om religios, eu cred în Tine, eu respect poruncile, eu am nevoie de Tine, eu merg la templu, eu duc jertfe, eu sunt un om, nu știu, maică-mea, taică-mea, sunt pocăit din neam în neam. Ce trebuie să fac să intru în împărăția cerului? Păi respectă poruncile, păi eu le respect, o zis. Păi să zic, dar vreau să fiu desăvârșit. Și Dumnezeu, fără să-L menajeze, dați voie să vă spun ce aș fi făcut eu. Eu aș fi zis, hai mă, hai cu mine. Zic, hai mă, că lasă, te pocăiești tu pe drum. Vezi tu, hai că e bine, hai că acolo, că e bun să fii la număr. Hai cu mine, aș fi zis eu, poate. O zis, Domnul, ăstea-s regulile. Vrei să le respecti? Intri în împărăția celui. Nu vrei? Vreau să înțelegeți în seara asta că dragostea lui Dumnezeu are reguli. Dragostea lui Dumnezeu nu seamănă cu dragostea noastră. Gândiți-vă la un lucru, eu am lucrat undeva la o companie de asta foarte renumită în România, să te cearte cu statul ăsta, să te judecă. Și aveam undeva la un moment dat, trebuia să ajut o colegă de serviciu să se mute, dar colega era mult peste mine ca și funcție și când să se mute, era mai mulți colegi, nu? Fiecare o lua ce o putut de acolo, am zis, hai că te ajutăm, că și așa n-are cine să te ajute. Eu când am ajuns, era așa o ladă mare, numai cu whisky, cu băuturi, felul de băuturi. Și Bogdan îmi zice, du-te rog tu aia. Și eu mă uit și zic, Doamne, aia mai întreb eu. Mă duc să scot eu ladă asta cu băuturi, mă vadă pe mine frații mei, cum merg eu, car eu lada cu atâtea băuturi. Mai ales că era colecționar, umbla în fiecare vacanță, de unde venea, își lua câte o sticlă de nu știu ce. Și eu îi spun, zic, mă, nu te supăra, eu nu le car, nu. Tu știi, știi ce mi-a zis? O zis, dacă nu le cari, n-ai dragoste. Ce pocăit ești tu fără dragoste? Zice, arată-mi că iubești prin faptul că mă ajuți. Păi zic, dă că car altceva, scar câinele, scar ce vrei tu de pagină. Nu car astea. Pentru că oamenii au înțeles dragostea lui Dumnezeu. Fiți atenți, scumpii mei, așa cum o văd ei. În seara asta am venit să vă spun că Dumnezeu, în dragostea Lui, are legile Lui, ale regulile Lui și El nu calcă peste dreptatea Lui. Dați-mi voie să spun pentru asta, slăviți să fie Dumnezeu. Că știe Dumnezeu cum să facă toate lucrurile, știe Dumnezeu cum să le pună, știe Dumnezeu cum să le organizeze, pentru că El este Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Acum, dragii mei, v-am arătat dragostea lui Dumnezeu generală. Există un verset cheie între dragostea lui Dumnezeu generală, mi-am intitulat eu mesajul din seara asta, și dragostea lui Dumnezeu personală. Există un verset cheie, vreau să vă citesc versetul 21 și o să vedeți. Asta e rugăciunea pe care unii dintre noi va trebui să o facem în seara asta. Pentru că, oameni buni, de la dragostea generală la dragostea personală, există o rugăciune pe care Dumnezeu așteaptă să o faci. Există o rugăciune pe care Dumnezeu vrea în seara asta împreună cu mine să o facem. Și uitați-vă ce zice Biblia. Fiul a zis, s-a uitat fiul și a zis, Tată,
Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să fiu chemat fiul său, fiul tău. Rugăciunea asta, oameni buni, îl face pe Dumnezeu să schimbe macazul. Dați-mi voie să mă exprim așa. Rugăciunea asta îl face pe Dumnezeu să se uite cu alți ochi la tine. Rugăciunea asta îl face pe Dumnezeu să te iei din gloata aia mare generală și să te bage, dacă vreți, în staul lui, să te bage în casa lui. Oameni buni, eu am o afecțiune așa, am o milă aparte. Mi-este milă foarte mult de copiii care suferă. Vă spun sincer, când văd copii că suferă, nu pot. Dacă trebuie să merg ca pastor să mă rog pentru un copil care are cancer, atât de greu mi-este milă de nu mai pot de ei. Așa e felul meu de a fi. Mi-e milă de toți copiii, dar vă spun ceva. Cel mai tare, știți de care mi-e milă? De-a mei. De-a mei. Așa e, exact așa e și cu Dumnezeu. Dumnezeu are o dragoste generală pentru toți. Dumnezeu te vede, Dumnezeu îți vede problemele, îți vede frământările, îți vede necazul, Dumnezeu e acolo, oameni buni, lui Dumnezeu nu-i place când treci prin problemele care treci, prin apăsările alea sufletești, prin momentele alea grele când nu mai știi ce să faci, prin problemele alea în care sufletul tău se zbate, Dumnezeu are milă de momentele alea prin care tu treci. Dumnezeu a găsit soluția, Dumnezeu aleargă spre tine, o alergată cu 2000 de ani la cruce, ascultă-mă, o rezolvat toate problemele astea, dar ce te ține departe pe tine de dragostea personală a lui Dumnezeu? E o singură rugăciune, e un moment pe care trebuie să-l ai în viața ta și trebuie să-l am în viața mea, în care să mă uit la cer și să spun, Tată, am greșit, am nevoie. Dar de ce nu intră Dumnezeu în casa ta, în viața ta? De ce nu bate Dumnezeu? De ce nu te dă Dumnezeu așa cu cotul în ușă și intră? De ce? Pentru că Dumnezeu te-o crea cu liberul arbitru. Dumnezeu ar fi putut să creeze niște roboți. Ar fi putut Dumnezeu să creeze niște oameni care să bocnească din cerul lui, să zică, acum vă ridicați, acum stați jos, acum mergeți la Arad, acum veniți la Vladimirescu, acum toată lumea la mașini, plecăm acasă. Ar fi putut Dumnezeu să facă asta. Știți în ce se mai vede dragostea lui Dumnezeu? Te-o crea cu liberul arbitru. Și în seara asta, ascultă-mă, orice vei alege, nu o să te trăznească niciun fulger când mergi către casă. Nu o să se întâmple absolut nimic, ascultă-mă ce spun, că Dumnezeu nu e un Dumnezeu care vrea să se răzbune, e un Dumnezeu care te caută și te strigă. Oameni buni, după amiaza asta, dragostea lui Dumnezeu te caută și îți pune o întrebare. Nu vreți să facem în seara asta o rugăciune toți? Pe care să ne uităm la cer și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, am păcătuit. Avem nevoie de tine. Dați-mi voie să vă arăt ce schimbă rugăciunea asta. Dați-mi voie să vedeți ce schimbă rugăciunea asta. Acum vorbesc pentru generația mea, da? Gândiți-vă așa, generația dinainte, dintre 80, 84 și mai mare de 80. Știți cum era la noi? Noi făceam câte o... Acum nu mai e așa, s-au schimbat lucrurile. Dar făceai câte o prostie și veneai acasă și se uita mama la mine și zicea, no, ai ceva de zis, îmi pare rău. Bun, zice, am vrut să te bat și să te pedepsesc, dar nu te mai pedepsesc, numai te bat, zice, aduc ureaua. Știți cum era? O minciună recunoscută era pe jumătate, spuneam noi, iertată. Mă duceam acasă câteodată când făceam prostii și mă rug, nu eram credincios, că m-am făcut la 24 de ani, nici amen nu era credincios, dar mă rugam, Doamne, din nu m-ar bate mama. Știți că noi, generația noastră, am luat-o. Și am luat-o bine, majoritatea dintre noi. Eu cred că de-aia au reușit așa oameni deștepți și așa inteligenți. Că cum au fost părinții noștri, cum au știut ei, cum au dat pe noi, dar uitați că ne-au trimis la școli și slavă Domnului pentru generația noastră. Așa au fost atunci, acum nu mai poți. Acu-i gata. Acum nu mai poți să spui nimic la copil, acum așa e de greu parcă să le duci. Vă spun ceva. Am ajuns la o concluzie. E greu să-i duci copiii în generația noastră, dar va crea ceva. Că mâna tare a lui Dumnezeu, dacă ne facem partea înaintea lui, poate să fie cu copiii noștri și pentru asta spun slăvit să fie Domn. Dragii mei, așa e la oameni. Mă așteptam să zic că tatăl ăsta, ai venit? Ai venit acasă? Bine că ai venit. Câți bani ți-au mai rămas din banii aia cu care ai plecat? S-ar fi uitat la tânărul ăla și ar fi spus, bă, tu ai plecat cu 500 de mii de dolari ai plecat. Păi jumătate din averea mea, am avut $1,000,000, zice Biblia că le-a împărțit averea, citiți cu atenție textul. Zice, i-am dat jumătate la frate, tu nu știu ce-o făcut, pacică, s-a dus cu ei la ogor, zice, dar ți-am dat și ție. Unde-ți, mă, bă, din 500 de mii de dolari, bă, ai venit măcar cu 1000 de euro acasă, mă, ce ai făcut cu atâția bani? Putea să zică taică-s așa, putea.
Putea să zică, băi, fii atent, nu te bat, nu te crăb cu bătaia, că asta meri să te calcă în picioare, dar oricum, ascultă-mă ce spun, locul tău, cum a făcut David cu fiul său, locul tău, zice acolo departe, 2 ani să nu-ți văd fața, nu meriți, mă, nu meriți. De ce? Ai cheltuit toată averea lui taică-tău. Așa am fi făcut mulți dintre noi, oameni buni. Mă fascinează ce spune următorul verset. Dați-mi voie să vă arăt cum reacționează tatăl, cum a reacționat și tatăl acesta, cum reacționează Dumnezeu. Zice, tatăl a zis robilor să-i ascultați, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Wow! Wow! Știți ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă haină nouă? O venit tânărul ăsta, imaginați-vă-l, vă rog frumos, cu hainele, nu vreau să-mi imaginez cum mirosea. Credeți-mă că nu cred că au avut pe unde să facă duș. Nu știu care ați fost în Africa, știți că în Africa nu poți să faci duș în fiecare zi, că n-ai cum, mai ales în zonele rău famate. Știți cum e? Că pui așa să lipește pielea pe tine, nu te mai suporți, te mâncă pielea, de nu mai știi de tine, că n-ai făcut duș 3-4 zile. Omul ăsta, eu cred că nu a făcut o perioadă foarte lungă duș. Deci gândiți-vă cum mirosea, gândiți-vă cum arătau hainele pe el. Banii erau terminați, oameni buni, venea de la porci. Omul ăsta nu mai a avut bani să-și cumpere, tânărul ăsta, să meargă la mall să-și mai cumpere haine. Cine îi mai dădea unui astfel de tânăr bani împrumut să-i fi spus, na mă, te duci la taică-tu, na, ține că mi dai, tu vedem noi. Cine mai avea încredere că taică-su-l va primi? Cine mai avea încredere că taică-su-i va mai oferi ceva? Oameni buni, mă fascinează ce face Dumnezeu. Se uită Dumnezeu, se uită tatăl la fiul ăsta și în loc să-l certe, în loc să-l condamne, în loc să-l întrebe ce a făcut cu banii, se uită la argați și spune, aduceți repede haina cea nouă, pentru că în seara asta vreau să vă spun un adevăr, când te întorci la Dumnezeu, când faci rugăciunea de căință, când îl dorești pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, Dumnezeu face un lucru, îți ia haina murdară a păcatului, dă cu ea de pământ și spune haină nouă, dați-mi voie să spun pentru asta, slăviți să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul. Știi ceva, dragul meu? Tu nu poți să-ți dai, tu nici măcar nu poți să-ți dai hainele jos. Că s-or lipi de atâta mizerie, s-or lipi de atâta păcat, s-or lipi de atâta murdărie cât o fost pe efectiv s-o lipit. Nu ți-o poți da. Ai nevoie de o mână puternică. Ai nevoie în seara asta de Dumnezeu. Ai nevoie de un tată iubitor care să vină să-ți îndepărteze haina neagră a mizerilor, a păcatului și să-ți dea o haină albă și să fii un om binecuvântat. Ascultă-mă, ai încercat de atâtea ori să ieși, ai fost la psiholog, ai văzut, ai luat medicamente, nu s-a rezolvat problema, durerea sufletului e acolo, tulburarea sufletului e acolo, ai bani, ai mașini, ai casă, ai tot ce trebuie, poți să mergi în concediu. Știi ce nu ai? Liniște. Pentru că singurul care poate să-ți dea liniștea e unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este singurul care poate să îndepărteze păcatul de peste sufletul tău și să-ți dea liniștea adevărată. Dați-mi voie să vă spun un lucru foarte important. Știți ce înseamnă momentul acela în care Dumnezeu îți dă haina păcatului jos și spune haina albă? Înseamnă eliberare de păcate. În seara asta am venit aici să vă spun că cel care poate să elibereze are un singur nume, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mi-a zis cineva odată, a zis, frate Bogdan, zice, stai liniștit, zice că doar și noi ne putem scăpa de păcat. Da. Dați-mi voie să vă spun ce a pățit colegul meu de slujire. A venit într-o zi la una dintre bisericile de sector, un domn și-a zis, bună ziua, a zis, domnul pastor, zice, fumez, zice, cam 2 pachete de țigări pe zi, ce pot să fac? Și acum, experiența asta, el nu prea avea experiență pe vremea aia în pastorație și a zis, bă, zice, fii atent, eu zic așa, încearcă să lași câte o țigară pe săptămână. Și-a lăsat asta câte o țigară pe săptămână și l-a sunat după nu știu cât timp și a zis, domnule pastor, zice, fumez o țigară pe săptămână. Am ajuns, zice el, a uite, am reușit. Și ăsta zice, oh, super. Zice, dar fii atent, acum fumează numai marțea și joia. Și-a fumat omul nostru, marțea și joia. Și după un timp l-a sunat și a zis, domnul pastor, da, zice, scuzați-mă că vă deranjez, e vinerea azi, da, și eu am de fumat, mai țineți minte, marțea și joia, da.
Și zice, ieri a fost joi. Da. Păi și zice, am uitat să fumez. Poți să fumez azi? Și zice, bă, nu, stai un pic. Dacă ai uitat să fumezi astăzi, fumează numai marțea. Și a fumat un timp câteva luni numai marțea. Și l-a sunat într-o zi și a zis, domnul pastor, zice, eu cred că mă las de tot. Și a zis, bă, dacă fumez numai marța, lasă-te de tot. Și s-a lăsat. Și a zis el, bă, ce-am reușit, mă, puterile mele. 3 luni de zile nu au avut nicio problemă. După 3 luni de zile s-a dus cu neamul lui undeva și a zis, bă, dar eu oricum mă pot lăsa de fumat. O zis, oricum, eu mă las de fumat, am văzut, am reușit, fumam 2 pachete. Ce așa greu, zis? Zia, mă, dați-mi și mie acum, măcar la petrecerea asta, dați-mi și mie să fumez iară. Și a început să fumeze. Știți cât fumează acum? 3 pachete pe zi. Pentru că vreau să vă spun un lucru și un amănunt extraordinar. Oameni buni, nimeni nu te poate elibera de vicii. Poți tu cu autocontrolul tău să ajungi până într-un punct, scapi de ceva, te bagi în altceva. Oameni buni, singurul care poate elibera omul, singurul care poate da slobozenie adevărată, are un singur nume, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să-ți dea haina albă, nimeni nu are acces la haina albă, nimeni nu poate să tragă haina albă de pe tine. Ascultă-mă ce spun în seara asta. Singurul care te poate îmbrăca cu haină albă, eliberându-te de pofte, de vicii, de probleme, de necazuri, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă dau și un exemplu pozitiv acum. 4 ani de zile am făcut cateheza la Muntele Sionului în Deva. 4 ani de zile m-am ocupat de cei care se botează. Am văzut fel și fel de oameni. Dar într-o zi am avut parte de o experiență mai ciudată. A intrat un tânăr de 25 de ani, Alex, a intrat în biserică, am făcut cunoștință și am venit să mă pocăiesc. A zis, bun, te pocăiești? Și a zis, da, am o problemă, fumez. Și a zis, nu-i bai, lasă, hai cu țigări la biserică, hai să te pocăiești. Și a zis, bă, Bogdan, stai un pic, că tu nu înțelegi. Eu am probleme grave cu fumat. Și a zis, bă, tu cred că tu nu mă înțelegi pe mine, hai cu țigări la Dumnezeu. Și a zis, Bogdan, lasă-mă să spun. O zi, știi cum am ajuns la biserică? Dintr-o parte în alta țării am cărat niște lucruri care, dacă m-ar fi prins poliția că le car, aș fi făcut ani grei de pușcărie. Din pricina stresului pe care l-aveam în momentul în care mergeam, că trebuia să merg noaptea, fumam 3 pachete de țigări pe noapte, țigară după țigară, țigară după țigară și ziua mai fumam 2. O zis, Bogdan, eu fumez din sfert în sfert de oră, tremur. Și o zis, într-o zi am căzut la pat bolnav. 2 săptămâni, așa mi-a fost de ciudă, că eu îmi calculam zilele în funcție de câți bani fac. Și-au zis, exact în ele 2 săptămâni, Bogdan, s-a făcut flagrant și-au prins toată filiera mea. Atâta mi-a fost de frică. O zis, m-am ascuns la țară, la străbunica mea și am stat acolo și mi-am adus aminte atunci că există un Dumnezeu și mă gândeam și am zis, Doamne, dacă mă scapi, dacă nu mi se întâmplă absolut nimic, Doamne, îți promit că eu mă întorc la tine. O zis, frate Bogdan, de 6 luni de zile eu arestat pe toți, la unii le-o dat cu suspendare, care ori mai avut antecedente, eu băgat la închisoare, frate Bogdan, pe mine nu m-a căutat nimeni, am venit să mă împac cu Dumnezeu. Așa mi-a zis mie în față. Și o zis, eu aș vrea să vin la biserică, dar nu pot să fumez. Azi era luni, aveam lecțiile de cateză și zic, hai marți la rugăciune. O zis, vin, dar am trebuit să fumez. Și a zis, stai liniștit, fii atent, dacă trebuie să fumez, am zis, îmi dai un cod și eu ies cu tine la poarta bisericii, fumez o țigară și intrăm înapoi. E ok așa? Hai la biserică. Și uitarea mea, zis, stai tu cu mine. O zis, vii tu cu mine să fumezi, să fumezi, zice, la poarta bisericii. A zis, da, mă, dacă eu ți-am promis, asta fac. M-a zis un coleg de slujire, bă, Bogdan, câtă minte ai avut, mă? Bă, omule, tu stai să ce ai promis la omul ăla? No, gândiți-vă cum era, veneau frații la rugăciune și fratele slujitor, prezbiter, stătea cu unul și să fumeze. Povesteam amândoi, no, cum e? Și ăla să tragă din pipă la poarta bisericii. Bă, tu te-ai dereglat? Ce-i cu tine, mă, Bogdan? Ți-ai pierdut mințile? Cum să-i promiți unui om că stai cu el la poarta bisericii? Și auziți ce mă întreba, pe ce te-ai bazat? Oameni dragi al lui Dumnezeu. Îmi dați voie să vă spun un adevăr din toată inima mea. Eu nu pot schimba pe nimeni. Și nu m-am bazat nicio secundă pe mine. M-am bazat pe cel care m-a schimbat pe mine și cel care poate să vă schimbe pe voi în seara asta. M-auziți în seara asta că eu nu pot schimba pe nimeni.
Și m-am uitat în ochii lui și am spus: omule bun, ascultă-mă bine, m-am bazat pe un Dumnezeu care schimbă oameni, pe un Dumnezeu care eliberează, pe un Dumnezeu care face viața nouă, pe un Dumnezeu care pune mâna pe tine așa murdar cum ești, îți dă haina jos și îți dă haina albă. Și dați-mi voie să mai spun încă o dată pentru asta, slăvit să fie numele Domnului. Dar nu numai că haine albă, uitați-vă ce mai face, spune Biblia aici, îmbrăcați-l cu ea și apoi puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Acum dați-mi voie să vă duc așa un pic cu gând. Cui să pune inel în deget? Prințului, nu? Cui pui? Cine-i omul care purta pe vremea să aibă inel? Da? Un om însemnat. Știți care e al doilea lucru pe care Dumnezeu îl face? Când te face copilul lui Domnul, nu doar că te eliberează, ci îți dă și viață de biruință să poți trăi după legile lui. Auziți și ascultați-mă cu atenție, oamenii fug de pocăință pentru că zic, nu pot respecta cartea asta. Domnul Bogdan, dacă toată viața mea am umblat și am jucat la jocuri, toată viața mea m-am bătut, toată viața mea am făcut asta, toată viața mea, cum? Frații mei, aseară serveam masă la ceva frați la Oradea. Și au venit și s-a pus lângă mine, când am văzut s-a pus un om lângă mine, mi-am dat seama că e cineva care a avut o viață cum a avut-o. Cred că avea un cap mai înalt ca mine și eu am un 82. Atât așa era în spate, când l-am văzut uns periuță, nici nu încăpea așa, au trebuit să se... Mi-am dat seama că e cineva și a zis, frate Bogdan, o zis, vreau să spun ceva, uite-te aici la mine. Eu am bătut, zice, jumătate de Oradea. Uite-te la mine, zice. Pe toți, o zis, unul nu ridica nasul să se uite la mine. O zis, dacă în Dumnezeu schimbă oameni, uite-te la mine acum, nici, zice, cu piciorul într-o pisică n-aș putea să da. Și m-am mutat la el și am zis, wow. Pentru că, oameni buni, vreau să înțelegeți ceva, că cel care o să vă ajute să trăiesc viața de pocăință, cel care o să pună în voi dragoste de citirea Scripturii, cel care o să pună în voi dorință de a face voia lui Dumnezeu, cel care o să facă din voi schimbarea, are un singur nume, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oameni buni, nu-i despre ce putem face noi, e despre cum poate schimba Dumnezeu un om. Viața de biruință a noastră nu e a noastră, că nu noi suntem cei care biruim, ci noi biruim în nume unui Domn și numele acestui Domn este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Viața de biruință, viața de prinț, viața de pocăință, viața de copil al lui Dumnezeu, ascultă-mă, n-o poți trăi tu cu puterile tale, că viața mea nu-i despre cât de tare și cât de bun sunt eu și cât de magnific, nu, oameni buni, e despre cât de puternic e Dumnezeu și ce poate face Dumnezeu dintr-un om, zice Biblia așa, cine este în Hristos este o făptură nouă. Știți cine o face? Dumnezeu. M-am tot întrebat, dar de ce toate sunt despre Dumnezeu? Dar de ce să nu facă și omul ceva? Nu, că noi oricum suntem niște ambițioși de ăștia. Mă, să fac și eu. Zice, fac și eu. Eu am făcut. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are un principiu și ascultați-mă cu atenție. Toate lucrurile sunt din El, prin El și pentru El. Slăviți să fie Domnul. Și ultimul lucru pe care vreau să vă-l zic și apoi încheiam. Zice Biblia, versetul 23, dați-mi voie să vi-l citesc, e așa de frumos. Uitați-vă ce zice Biblia. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Vă pun o întrebare. Când poți sta la masă și să servești masa cu unul care ți-a făcut rău? Când poți să stai la masă cu cineva care ți-a făcut rău? Când poți sta la masă și să mănânci cu unul la care ai dat bani împrumut și nu ți-a mai dat bani? Când? Când poți sta la masă cu cineva care te-a făcut în toate felurile, ți-a jignit familia, casa, te-a călcat în picioare și tu să stai la masă cu el, să te bucuri, să te vezi? Când, oameni buni? Vă spun tot eu, când l-ai iertat. Numai când ierți poți face asta. Numai când ierți poți să stai la masă cu omul care ți-a făcut rău. Știți ce vrea Dumnezeu în ultimul rând să facă cu noi? Știți ce vrea dragostea lui Dumnezeu să facă cu noi în seara asta? Și ascultați-mă cum zice, să ne ierte de toată vina. Slăvit să fie Domnul. Ați întrebat vreodată de ce Dumnezeu vrea să ierte? V-ați gândit vreodată de ce Dumnezeu vrea să ierte? Oameni buni, știți ce cred personal și la ce concluzie am ajuns? Dumnezeu ne învață să iertăm. Dumnezeu ne-a iertat, mă scuzați, ca să ne învețe
să iertăm. Nu vi se pare că suntem o generație? Trăim o vreme în care oamenii nu se mai iartă? Nu vi se pare că ne dorim mai mult răzbunarea decât mila? Nu vi se pare că semănăm din ce în ce mai puțin cu Dumnezeu? Mă doare asta, oameni buni. Slujesc oamenilor. E prea multă răutate în generația noastră. Sunt prea mulți oameni care nu mai iartă. Prea mulți oameni care se împietrez. Lasă-mă ce trebuie și la ăsta. Mă, numai de ăsta n-am eu chef acum. Nu vi se pare că ar trebui să lăsăm dragostea lui Dumnezeu să schimbe ceva în noi? Oameni buni, Hristos ne-a iertat, slăvit să fie numele Lui, ca să învățăm și noi să iertăm. Ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Avem nevoie de iertarea păcatelor. Avem nevoie să ni se ierte păcatele. Primul lucru pentru care aș vrea să-l prezint înaintea voastră, de ce să ni se ierte păcatele? Roman 3:23 zice Biblia așa, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Știți ce vă doresc, frați, din Arad, din Betania, de unde mai sunteți? Știți ce vă doresc? Nu să vă terminați casa, a purtat Domnul de grijă de asta. Nu să vă faceți nu știu ce, nu să vă meargă firmele mai bine. Poartă Domnul de grijă, e treaba lui Dumnezeu asta, te va ajuta Dumnezeu. Știți ce vă doresc? Să vă fie iertate păcatele și slava lui Dumnezeu să vă însoțească. Să vadă oamenii din jurul vostru că sunteți diferiți. Să vă întrebe oamenii, bă, dar ce-i cu el? Mă, dar de ce vorbește așa? Dar de ce trăiește așa? Ce se întâmplă cu el? Și tu să te uiți la cer și să spui, nu eu, slava lui Dumnezeu care însoțește omul. Știți ce mi se pare că o pierdut generația noastră? Îmi dați voie să vă zic. Și ascultați-mă, vă zic cu toată responsabilitatea. Chiar dacă e ultima oară când predic la dumneavoastră, mi se pare că oamenii au pierdut slava lui Dumnezeu. Și vă spun de ce, din pricina păcatului. Pentru că dragostea celor mai mulți se va răci. De ce? Din pricina înmulțirii? Fără de legi. Oameni buni, credeți-mă, Dumnezeu mă aude ce spun în seara asta. Sufăr din cauza asta. Mă înțeapă inima și mă doare inima când văd frații mei că nu se împacă. Stau ore în dormitor și zic, Doamne, ce mai trebuie făcut? Cântăm, suntem o familie unită, mâinile sus pe cer și așa de tare strigăm și se aude instrumentele. Vă pun o întrebare. Suntem? Suntem? Sunt eu? Simt eu? Îmi pasă mie de cei de lângă mine? Intru eu în biserică și mă pun numai acolo unde îmi place, ca nu cumva să mă pun lângă unul care nu-l pot ierta? Nu vreți în seara asta să lăsăm dragostea lui Dumnezeu să ne ierte și apoi noi să experimentăm iertarea? Oameni buni, e vorba de felul în care reacționăm, e vorba de felul în care ne raportăm la dragostea eternă a lui Dumnezeu. Vă mai spun ceva. Zice Biblia în Fapte 3:19. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu să vi se șteargă, să vi se ierte, cum vreți voi în seara asta, păcatele, și să vină de la Domnul vremurile de înviorare. V-ați întrebat vreodată de ce nu-s vremuri de înviorare? V-ați întrebat, frate, dar sunt vremuri de înviorare? Da, sunt vremuri de înviorare, o grămadă de probleme, sute de mesaje în fiecare zi, văd, vremuri de înviorare. Da, vremuri de înviorare, frați împietriți care de-abia așteaptă să se gate biserica să plece acasă. Frate, zice, predica de astăzi nu a fost nu știu cum. Da, nu a fost. Da, vremuri de înviorare. N-ați vrea să ne cerem iertare în seara asta? Dragostea lui Dumnezeu să ne ierte prin sângele Lui, prin jertfa de la Calvar. Și să vină vremurile de înviorare. N-ai vrea să ai relația aia autentică cu Dumnezeu? Ascultă-mă ce-ți spun. Într-o zi ne va părea rău că n-am trăit așa. Am întâlnit un om de 80 și ceva de ani înaintea morții, cu 3 săptămâni să moară înainte, conducător de biserică, toată viața lui l-a slujit pe Dumnezeu.
Ori de câte ori treceam pe la Bistrița, pe la el, ori de câte ori veneam de la Suceava sau de unde veneam, mă băgam pe la el la o rugăciune și într-o zi am trecut, un an și ceva n-am mai trecut, și pe aia am trecut dintr-o dată pe la el. Fără păr în cap, 40 de chile, scaun cu rotile, cancer. Știți ce mi-a zis omul ăsta? N-am cum să uit. Frate Bogdan, nu-mi pare rău că mor, eu știu unde mă duc. Nu-mi pare rău. Dar știi ce vreau? Vreau pentru copiii ăștia mei, care am, să trăiască cum am trăit eu. Și dacă îmi pare rău ceva înaintea morții, îmi pare rău că viața mea n-am trăit-o mai aproape și mai autentic cu Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, dragii mei, suntem o generație de oameni complicați. Cred asta. Dar știți ce știu? Știu că seara asta, dragostea lui Dumnezeu ne poate schimba. Dragostea lui Dumnezeu ne poate transforma. Și închei cu ultimul verset pe care am vrut să vi-l spun. Roman 6:23. Fiindcă plata păcatului este moartea. Oameni dragi care ați venit pentru prima dată aici, aș vrea să împărtășesc un gând cu voi. Dacă ar fi durat atât versetul, dacă s-ar fi terminat versetul atât, fiindcă plata păcatului este moartea. Eu astăzi n-aș fi putut predica. Eu astăzi n-aș fi putut să vă spun niște cuvinte. Eu astăzi n-aș fi putut să vă zic absolut nimic. Eu astăzi nu m-aș fi ridicat înaintea voastră, pentru că ce să vin? Cu un mesaj de acuzare, ce să vă spun? Plata păcatului este moartea, să vă cert? Nu, 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 nu! Știți unde e dragostea lui Dumnezeu? Dragostea lui Dumnezeu că după cuvintele astea nu-i punct, e o virgulă, oameni buni. Citiți acasă în Biblie și vedeți că e o virgulă și scrie așa: dar, darul fără plată este viața veșnică în Iisus Hristos. Vă întreb în seara asta, nu vreți să experimentăm dragostea lui Dumnezeu? Nu vreți să-L lăsăm pe Dumnezeu să vină cu dragostea Lui? Dar ascultați-mă, dragostea lui Dumnezeu personală, pe care vrea pentru tine și pentru mine să o reverse, stă în spatele unei rugăciuni. Stă în spatele unei afirmații. Doamne, am păcătuit. Încheiem. Am fost în Franța, la Paris, de ceva timp, foarte puțin. Și-a venit la sfârșit un tânăr la mine și-a zis: frate Bogdan, dă-mi voie să-ți spun o mărturie, a zis. Îmi dai voie să-ți spun o mărturie, că o zis, o spui la frați, să-i ajute pe frați. Și am zis, te ascult. O zis, vin de la, de mic, zice, vin cu părinții, m-au adus la cerșit, o zis, la cerșit părinții. M-au plimbat părinții mei prin toate gările, o zis. O zis, frate Bogdan, mă duceau, să stârnez mie la oamenilor. La 12 ani m-a prins poliția și m-a băgat într-un orfelinat. La 18 ani, o zis, am fost prima dată la biserică. M-am împăcat cu Hristos, am botezat, trăiesc o astfel de viață. Dar zice, cu o lună de zile în urmă am pățit un lucru care mi-a frânte inima. Și ascultați acum. Am aflat că mama mea este în Franța din nou la cerșit. Suntem 11 frați, cu frații mei mai mici. Zice, frate Bogdan, am făcut rost de numărul ei de telefon, mi-a explicat cum, nu mai intru în detalii. Și i-am trimis un mesaj și i-am zis atât: mami, te rog frumos, lasă-mă când pleci acasă, că mi-aduc aminte când eram mic și mergeai cu mine, plecai cu bagaje, cu autocarul. Te rog frumos, când pleci la autocar, lasă-mă, te rog, numai să vin să scar bagajele. Vreau să te văd. Și maica s-a trimis un mesaj înapoi și a zis, să vedem. Și a zis, frate Bogdan, i-a mai trimis un mesaj. Și am scris așa: mami, pot să te sun 2 minute? Și au zis, mami, eu am citit mesajul și de atunci nu mi-a mai răspuns. O zis, Bogdan, dacă mi-aș fi dorit ceva, nu m-a s-o mai văd. O zis, nu știam cu ce autocar pleacă. M-aș fi dus să stau undeva pe un colț undeva, nu m-a s-o văd, o zis Bogdan. Dar Bogdan, vreau să spui oamenilor cărora le vei spune mărturia mea ceva.
Chiar dacă nu mi-au permis să mă duc să iau bagajele și să duc bagajele la autobuz, acolo la autocar. Chiar dacă am trimis și ultimul mesaj pe care eu l-am către mama mea, îi, mami, te pot suna 2 minute, și nu mi-a dat voie să sun. Bogdan, vreau să spun ceva. Am iertat-o. Și o iubesc. Știi de ce am iertat-o, spus ea? Pentru că am 21 de ani și la 18 ani pe mine m-a iertat Hristos. Într-o zi când am ieșit din orfelinatul de copii cu păcate peste mine, cu probleme, Hristos m-a eliberat, mi-a dat o haină nouă, mi-a dat jos haina aia veche. Bogdan, Hristos nu numai că mi-a dat haina, m-a ajutat să trăiesc. Bogdan, eu nu mai trăiesc în păcat. L-am întrebat pe păstorul lor și am zis, l-am întrebat pe fratele păstor și am spus, bă, vă rog frumos, spuneți-mi despre pruncul ăsta. O zis, Bogdan este unul dintre oamenii care nu lipsește de la adunare. Wow! Wow! De ce? Că Dumnezeu schimbă vieți. Zis, Bogdan, când am gustat adevărata iertare, am înțeles ceva. Eu trebuie să iert. Zice, acum aștept să plec. Într-o zi voi pleca. Dați-mi voie să vă întreb înainte de rugăciune un lucru important. Îmi place să întreb pe oameni de ce vreți să ajungeți în cer. De ce? Și am răspunsuri. Frate, străzi de aur. Așa e, așa zice Biblia. Frate, cetăți. Așa e, așa zice Biblia. Frate, cununi. Da, așa zice Biblia. Știți care vreau să fie motivația dumneavoastră pentru a ajunge în cer? Știți care e motivația mea de ani de zile? Nu pentru străzi, nu pentru cetăți, nu pentru cununi, ci pentru El. Să fii cu Dumnezeu. În seara asta vreau să ne rugăm, vă invit să ne ridicăm în picioare. Dați-mi voie, vă rog, în seara asta să pun o întrebare. Și vreau să vă rog, promit că mai mult de 40 de secunde nu vă țin cu ochii închiși. Vă rog, închideți ochii pentru câteva momente. Pentru că în seara asta e vorba despre liberul arbitru. Ascultați-mă. Dumnezeu nu te obligă. Și eu țin ochii închiși. Vă rog, țineți ochii închiși pentru câteva secunde. Și pun o întrebare, că apoi o să ne rugăm. Există cineva în seara asta care își dă seama că Dumnezeu chiar l-a iubit. Că Dumnezeu a făcut totul pentru el. Și viața lui n-a bătut cu adevărul. Și vrea în seara asta Dumnezeu să reverse dragostea lui adevărată peste el. Dacă există cineva, vă rog, ridicați o mână să vă vadă Dumnezeu. Doar Dumnezeu să vadă mâinile ridicate. Lăsați-le jos. Vreau în seara asta să ne rugăm cu toți. Și vreau în seara asta să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te atingi de mine. Te rog, dragostea ta cea mare, dragostea ta imensă, dragostea ta de Dumnezeu, nu vreau să fie dragostea generală, ci vreau să-mi cer iertare în seara asta. Vreau să spun împreună cu tine în seara asta, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să fiu chemat fiul tău. Oameni buni, e cea mai frumoasă rugăciune pe care o putem face în seara asta. E cea mai frumoasă rugăciune pe care te invit în seara asta să o faci. Și dacă vrei și dacă crezi că Dumnezeu te iubește și dacă vrei să simți dragostea personală a lui Dumnezeu, dacă vrei să-L lași pe Dumnezeu în seara asta să te prindă în brațe, dar cum prinde Domnul Bogdan Dumnezeu în brațe? Ascultați-mă, Dumnezeu știe să prindă în brațe. Am dormit și închei cu asta la un frate, la o familie săptămâna trecută, oameni buni. Mi-a povestit sora aceasta cum stătea la terapie intensivă cu pruncul ei de 5 ani mort. Și-a zis, Bogdan îl ținea mort 3 ore, m-au lăsat doctorii să stau cu el în brațe. Și ascultați, lacrimi nu mai aveam să plâng. Dar am simțit 2 brațe cum mă iau în brațe și mă țin în brațe. Am crezut că e soțul. Am crezut că e tata. Și-o zis, frate Bogdan, așa cum plângeam acolo fără lacrimi, m-am uitat. Știi cine era? Dumnezeu. În seara asta mă rog Duhului Sfânt să te atingă,
să te facă să te gândești serios. Omule bun, Dumnezeu te iubește. Haideți să ne rugăm. Amin. Puteți să vă reașezați? Dragii mei, mulțumim Domnului și pentru seara aceasta și recunoaștem că dacă ceva ne-a surprins în seara aceasta plăcut, este dragostea lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu că printre cei iubiți de El suntem și noi. Dumnezeu și-a manifestat dragostea față de noi, ne-a dăruit iertarea păcatelor și mântuirea sufletelor. De aceea să spunem încă o dată, binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, mulțumim Domnului pentru fratele Bogdan, care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, Domnul să-l binecuvinteze, să binecuvinteze familia, biserica în care slujește și mâna Domnului să fie peste el întotdeauna și oriunde merge cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Vă mulțumim noastră tuturor care ați fost împreună cu noi. Dragii mei, nu ne grăbim, seara de părtășie continuă. Surorile din Biserica Betania au pregătit pentru fiecare dintre noi momente în care putem să servim câte o prăjitură, mini-pateuri și să avem părtășie, să putem comunica unii împreună cu alții și în mod deosebit cu prietenii pe care i-am invitat să fie împreună cu noi în seara aceasta. Vă aducem aminte că mâine seară de la orele 19 putem să ne reîntâlnim din nou aici într-un cadru deosebit în care vom asculta cântări pentru slava lui Dumnezeu, iar cuvântul Domnului va fi vestit de fratele păstor Iosif Berce de la Oradea. Ne rugăm de pe acum Dumnezeu să ne binecuvinteze și vă rugăm frumos, invitați câte un prieten, încercați să-l convingeți să vină cu voi mâine seara aici și fie ca dragostea lui Dumnezeu, care ne-a cuprins în seara aceasta, să lucreze și mâine și să transforme viețile oamenilor și să ne ajute tuturor să trăim conform voiei Lui. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze.